Dacia. Primul rege a fost Burebista, între anii 82 și 44 înainte de Hristos. Cu regele Decebal s-a încheiat lista. Aspectul a fost dureros. În istorie este un citat: Dacia era un baston înaintat în lumea barbară, dar Imperiul Roman i-a ocupat cu o strategie militară. Decebal a fost urmărit de romani până la vârful munților, să nu cadă în mână la dușmani, și a pus capăt zilelor. Comorile le-a dus romanii. Suntem liberi ca țăranii, dar ne-a rămas o moștenire, două statui ca amintire. Statuia lui Burebista o putem vedea în orașul Orăștie. A fost primul rege în țara mea, 38 de ani la domnie. Statuia lui Burebista e din metal, din piatră este a lui Decebal. Pe malul Dunării o putem vedea aproape de orașul Orșova. 12 sculptori au participat la construcția de pe malul Dunării. În anul 2004 s-a finalizat, este o minune a lumii. Statuia lui Decebal este cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa. Wikipedia ne arată, a rămas o lucrare de artă. Are o înălțime de 55 de metri și o lățime de 25 metri. După înălțime, Wikipedia ne spune, este a doua statuie din lume. Statuia lui Decebal mă încântă, că are un chip foarte frumos. În vreme frumoasă, urâtă, privește la noi bucuros. Timpul tace, ziua trece, cu versul am întârziat, să știți, le dau nota 10 la oamenii ce au ascultat. Îi mulțumesc la Creator că am primit acest mandat, să scriu versuri până mor, să am sufletul curat. Istoria lumii e foarte lungă, știu cei mari, dar și cei mici. Mintea e slabă, nu mă ajută. O finalizez aici.